Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016, rezervat claselor de mate info. Iată primul subiect. Primul subiect, așa cum se cunoaște, prezintă 6 exerciții inspirate din materia claselor 9-10. Primul exercițiu, 1, arătați că radical din 2 minus 3 la pătrat plus radical din 2 plus 3 la pătrat este egal cu 22. Deci, primul exercițiu, vom dezvolta binoamele din primul membru și vom vedea că ajungem la numărul 22. Radical din 2 minus 3, vom scrie primul membru, deci, totul la pătrat, plus radical din 2 plus 3, totul la pătrat, este egal cu, conform formulei binecunoscute din gimnaziu de altfel, a minus b totul la pătrat, respectiv a plus b totul la pătrat, vom dezvolta, radical din 2 minus 3 totul la pătrat este radical din 2 la pătrat, deci 2, minus de 2 ori radical din 2 ori 3, deci minus 6 radical din 2, plus a doua parte la pătrat, 9. Plus, urmează al doilea binom la pătrat, este radical din 2 la pătrat, adică 2, plus 2 ori radical din 2 ori 3 plus 6 radical din 2 plus 3 la pătrat, 9. Este egal în continuare. Adunăm mai întâi numerele raționale, cele care nu conțin radical. 2 plus 9 plus 2 plus 9 înseamnă 11 plus 11, deci 22. Plus 0, întrucât minus 6 radical din 2 și plus 6 radical din 2 sunt numere reale opuse, deci se reduc. Am ajuns în felul acesta la 22. Același exercițiu s-ar mai fi putut rezolva și în alte metode, iată una pe care o consider semnificativă. Deci, sau, altfel, am putea să apelăm la o formulă binecunoscută ce derivă din binomul a pătrat, respectiv a pătrat plus b pătrat, oricare ar fi două numere reale, a pătrat plus b pătrat este egal cu a plus b, totul a pătrat, minus, desigur, 2ab. Avem în membru stâng o sumă de pătrate, o sumă de două numere ridicate la pătrat. A este egal cu radical din 2 minus 3, iar B, dacă este egal cu radical din 2 plus 3, avem că radical din 2 minus 3, totul la pătrat, plus radical din 2 plus 3, totul la pătrat, este egal cu, conform formulei anterioare prezentate mai sus, a plus b totul la pătrat, deci radical din 2 minus 3, acesta este a, plus radical din 2 plus 3, iată, a plus b, deci totul la pătrat, minus de 2 ori ab, 2 pe lângă a, adică radical din 2 minus 3, pe lângă b, adică radical din 2 plus 3. Egal în continuare, efectuăm calculele din paranteză, minus 3 plus 3 se reduc, avem 2 radical din 2, totul la pătrat, urmează minus 2 ori, aici avem a minus b pe lângă a plus b, formulă de asemenea cunoscută, este radical din 2 la pătrat, adică 2, minus 3 la pătrat, deci 9. Efectuăm calculele, ridicăm la pătrat, 2 radical din 2 la pătrat este 8, minus 2 ori 2 minus 9 este minus 7. Egal mai departe, 8 plus 14 egal 22, deci desigur am ajuns la același
rezultat. Trecem acum la al doilea exercițiu. Calculați produsul f de minus 1 ori f de 0 ori f de 1, unde se dă funcția f definită pe r cu valori în r, f de x egal cu 2x plus 2 fiind legea acestei funcții, deci o funcție de grad 1. Din nou este un exercițiu ce se poate rezolva și la nivelul gimnaziului. Deci trecem la exercițiul 2. Mai scriem o dată funcția f definit pe r cu valori în r, dată de legea f de x egal cu 2x plus 2. Vom calcula pe rând cele trei valori ale funcției în punctele minus 1, 0 și 1. F de minus 1 este egal cu 2 ori minus 1 plus 2. Continuăm, este egal mai departe cu minus 2 plus 2 egal cu 0. Desigur, putem calcula în continuare și f de 0 și f de 1. Nu mai insistăm cu aceste calcule, întrucât unul dintre factorii produsului este 0. Deci, f de minus 1 ori f de 0 ori f de 1 este egal cu prima valoare, deci primul factor al acestui produs este 0, ori să scriem, pentru a avea o redactare cât mai corectă, f de 0 ori f de 1. Valori pe care nu am dorit să le mai calculăm, indiferent care sunt numerele f de 0, f de 1, produsul având un factor 0 este egal cu 0. Trecem la următorul exercițiu, 3. Rezolvați înmulțimea numerelor reale ecuația logaritm în bază 3 din x pătrat minus 6x plus 6 este egal cu logaritm în bază 3 din 1. Vom debarasa tabla și scriem încă o dată ecuația care este prezentată la exercițiul 3. Deci exercițiul 3, avem logaritm în bază 3 din x pătrat minus 6x plus 6 este egal cu logaritm în bază 3 din 1. Mai întâi ne vom ocupa de determinarea domeniului de existență acestei ecuații. Pentru aceasta punem condiții de existență a logaritmului din membru stâng, x pătrat minus 6x plus 6 trebuie să fie strict mai mare decât 0 pentru, cum spuneam, existența logaritmului. Avem de-a face cu o inecuație de gradul 2, vom scrie ecuația atașată, x pătrat minus 6x plus 6 egal cu 0, calculăm delta, delta este egal cu b pătrat minus 4ac, este egal cu minus 6 la pătrat 36, minus 4 ori 6, deci minus 24. Este mai egal mai departe cu 12. Calculăm apoi rădăcinile după formula cunoscută. X1, 2 este egal cu, să scriem formula, minus b plus minus radical din delta supra 2a este egal în continuare, începem cu linie de fracție, minus b minus minus 6, deci 6 plus sau minus radical din delta, adică radical din 12 supra 2a, 2 ori 1 supra 2. Continuăm pentru a duce la formă mai simplă. Este egal mai departe cu 6 plus minus 2 radical din 3, este radical din 12, supra 2. Urmează ca la numărător să dăm factor comun pe 2 și pe urmă să simplificăm fracția cu 2. Obținem 3 plus minus
radical din 3. Vom stabili semnul expresiei x pătrat minus 6x plus 6 pentru a rezolva inecuația. Aducem în prim plan și un tabel. Iată-l. Pe prima linie avem x. De la minus infinit la plus infinit. Și cele două valori, 3 minus radical din 3 și 3 plus radical din 3. Cele două rădăcini ale ecuației de gradul 2. Pe linia a doua avem expresia cărui semn dorim să îl prezentăm, și anume x pătrat minus 6x plus 6. La 3 minus radical din 3 această expresie este 0, căci 3 minus radical din 3 este o rădăcină, la fel și pentru 3 plus radical din 3 avem 0. Și acum, studiul semnului după cunoștințele învățate în clasa 9. Între cele două rădăcini avem semn contrar, lui a este 1, deci minus, iar în afară este plus. Din acest tabel vom determina valorile lui x pentru care x pătrat minus 6x plus 6 este mai mare decât 0. Deci, pentru că avem x pătrat minus 6x plus 6 mai mare decât 0, urmează că, deci rezultă, conform tabelului, că x aparține în afara rădăcinilor, deci minus infinit 3 minus radical din 3, interval deschis, reunit cu 3 plus 3 plus radical din 3 plus infinit. De asemenea, desigur, interval deschis. Vom putea nota această reuniune de intervale, această mulțime, cu D, pentru că acesta este domeniul de existență a ecuației inițiale. Și acum ne vom ocupa de rezolvarea propriu-zisă a ecuației, pe care o vom nota cu asterix. Aici avem o egalitate între doi logaritmi în aceeași bază, eventual pe baza injectivității funcției logaritmice urmează că și argumentele sunt egale. Deci din ecuația asterix inițială, aceasta este echivalent cu x pătrat minus 6x plus 6 este egal cu 1. Echivalent mai departe, trecem pe 1 în partea stângă cu sens schimbat și obținem o ecuație simplă de gradul 2, x pătrat minus 6x plus 5 egal cu 0. Acum, rezolvarea acestei ecuații, desigur, se poate face cu delta, mergând pe calea tradițională, clasică. Dar putem sesiza două numere care adunate dau 6 și mulțite dau 5. Sunt 1 și 5. Deci rădăcinile sunt x1 egal cu 1 și x2 egal cu 5. Ceea ce trebuie să facem în continuare, să vedem dacă atât 1 cât și 5, sau una dintre ele, aparțin domeniului de definiție calculat mai sus. Este absolut necesar acum să verificăm dacă 1 și 5, cele două rădăcini, aparțin sau nu domeniului de definiție. Mai întâi 1, vom verifica dacă aparține intervalului minus infinit 3 minus radical din 3. Sesizăm că 3 minus radical din 3 este un număr pozitiv. Deci 1, iată, verificăm dacă, și este suficient acest lucru, dacă este mai mic decât 3 minus radical din 3. Echivalent această inegalitate cu minus 2 mai mic decât minus radical din 3. Am trecut 3 în partea stângă cu sens schimbat și am obținut minus 2 mai mic ca minus radical din 3. După mulțire cu minus 1 se obține 2 mai mare decât radical din 3 și apoi, prin ridicare la pătrat a două numere pozitive, obținem 4 mai mare decât 3. O chestiune adevărată, deci rezultatul acesta, în care comparăm două numere naturale, 4 mai mare decât 3,
este un adevăr matematic. Așadar, rezultă că 1, făcând parte din primul interval din domeniul de definiție, aparține domeniului de definiție și deci va fi soluție pentru ecuația logaritmică. Și acum încercăm să vedem dacă și 5 aparține domeniului de definiție. 5 vom verifica dacă este mai mare decât 3 plus radical din 3, deci dacă aparține celui de-al doilea interval. Deci 5 este suficient să demonstrăm sau să cercetăm dacă 5 este mai mare decât 3 plus radical din 3. Este echivalent mai departe, izolăm radicalul și aici, trecând pe 3 în partea stângă cu sens schimbat, 5 minus 3 fac 2, 2 mai mare decât radical din 3, de aici prin ridicare la pătrat desigur, obținem din nou 4 mai mare decât 3. Deci este din nou adevărat, fapt pentru care, iată, rezultă și 5 aparține domeniului de definiție. Și în final, având în vedere că 1 aparține domeniului de definiție, 5 de asemenea aparține domeniului de definiție, rezultă că soluția ecuației pe care o notăm cu S este mulțimea formată din elementele 1 și 5. Trecem la exercițiul 4. Determinați câte numere naturale pare de 3 cifre distincte se pot forma cu cifrele 5, 7, 8 și 9. Vom debarasa din nou tableta și vom scrie cele 4 cifre. Deci avem de-a face cu exercițiul 4, în care se dau cifrele 5, 7, 8 și 9. Trebuie să determinăm câte numere naturale pare de 3 cifre se pot forma cu numerele date. Cum între numerele date singurul număr par este 8, urmează că noi de fapt trebuie să determinăm câte numere naturale de forma A, B și 8, obligatoriu ultima cifră trebuie să fie 8, câte numere, astfel de numere se pot forma. Deci de 3 cifre care să fie un număr par. Cum spuneam, A, B pot fi oricare dintre numerele 5, 7 și 9, iar obligatoriu, ultima cifră este 8, altfel numărul nu este par. Ne-a rămas să ne concentrăm atenția doar asupra numerelor 5, 7 și 9, întrucât, cum spuneam, obligatoriu, ultima cifră trebuie să fie 8, singurul număr par din cele date. Astfel, problema se reduce în a aranja numerele 5, 7 și 9 câte două, respectiv în pozițiile A și B, indiferent de ordinea aleasă. Intrăm în felul acesta sub incidența definiției aranjamentelor. Avem aranjamente de 3 luate câte două. Efectuăm acest calcul, obținem după prima formulă a aranjamentelor este egal cu 3 ori 2 egal cu 6. Răspundem în felul acesta solicitării de la exercițiu 3. Deci numărul de numere de 3 cifre pare ce se pot forma cu numerele 5, 7, 8 și 9, cu cifrele 5, 7, 8 și 9, este 6. Desigur, aici se poate termina redactarea rezolvării acestui exercițiu. Totuși, pentru a fi cât mai expliciți, vom redacta toate numerele la care se referă acest exercițiu. Deci, numerele de forma AB8 sunt următoarele. Utilizăm numerele cifrele 5, 7 și 9. Deci, vom avea mai întâi cu 5 și 7, 5, 7, 8, dar și 7, 5, 8. Deci numerele 578, 758. Pe urmă 5, 9, 8. Deci 598, dar și 9, 5, 8. Adică numărul 958. Și ultimele două numere pare, formate
poziția sutelor și a zecilor de cifrele 7 și 9, vor fi 7, 9, 8, de 798 și respectiv 978. Iată cele 6 numere. Trecem la exercițiul 5. În reperul cartezean XY se consideră punctele A de coordonate minus 1, 0 și B de coordonate 1, 2. Determinați ecuația dreptei D ce trece prin punctul O și este paralelă cu dreapta AB. Vom scrie mai întâi cele două puncte date. Punctul A de coordonate minus 1 și 0 și punctul B de coordonate 1, 2. Desigur, am putea să scriem și ecuația acestei drepte și să deducem, adusă la o anumită formă, și panta dreptei respective. Întrucât doar panta acestei drepte ne va interesa, readucem aminte faptul că, pentru două puncte oarecare, A de coordonate X1, Y1 și B de coordonate X2, Y2, panta acestei drepte este dată de M egal cu linie de fracție Y2 minus Y1 supra X2 minus X1. În consecință, panta dreptei AB va fi, conform acestei formule, 2 minus 0 supra 1 minus minus 1, deci plus 1. Este egal cu 2 supra 2 egal cu 1. Deci panta dreptei AB este 1. Amintim în continuare faptul că o dreaptă D este paralelă cu o dreaptă D' dacă și numai dacă pantele lor sunt egale, respectiv tangenta unghiului de înclinație a dreptei respective cu axa X este aceeași. Adică dacă panta dreptei, să notăm M indice D, este egală cu panta M indice D prim. În cazul nostru avem de determinat o dreaptă paralelă cu dreapta ce trece prin punctele A și B, o dreaptă care trece prin punctul O, iată, care este de coordonate, după cum se știe, 0, 0, și care are panta egală cu panta dreptei AB, deci M egal cu 1. Aducem aminte și aici faptul că o dreaptă care trece printr-un punct și are o pantă dată este dată de ecuația următoare. Y minus Y0 egal cu M pe lângă X minus X0. Aceasta în cazul în care avem un punct, să zicem M de coordonate X0, Y0, punctul prin care trece dreapta și panta M. Urmează că, aplicând această formulă cunoscută situației noastre, adică pentru punctul O de coordonate 0, 0 și panta M egală cu 1, întrucât noua dreaptă este paralelă cu dreapta B, ori aceasta are panta egală cu 1, avem ecuația dreptei ce trece prin punctul O și are panta M egală cu 1, va fi ecuația pe care o vom nota cu D, următoare. Y minus Y0 în cazul nostru este 0, este egal cu M, adică 1, pe lângă X minus X0. Deci X minus X0 este 0. Adică dreapta D este de ecuație Y egal cu X, este tocmai prima bisectoare. Deși nu este absolut necesar, noi vom vizualiza, pentru a fi cât mai expliciți,
această situație a celor două drepte, iată, într-un sistem de axe, unde punctele A și respectiv B sunt de coordonate minus 1, 0, deci aici avem minus 1, 0, deci iată primul punct, aici este punctul A, și punctul B de coordonate 1, 2. 1, 2. Iată punctul B de coordonate 1, 2. Deci aici avem punctul B. Aceasta este dreapta care trece prin punctul A și B, iar dreapta paralelă cu AB și care trece prin punctul O, iată și printr-un punct 1, 1, întrucât este prima bisectoare, deci formează 45 de grade, trece și prin O, de coordonate 0, 0, iată dreapta paralelă cu dreapta dată. Și care este dreapta? Y egal cu X. Deci Y egal cu X. Trecem la exercițiul 6. Arătați că sinus de 3 pi pe 2 plus X minus sinus de 3 pi pe 2 minus X este egal cu 0. Și vom scrie primul membru al acestei egalități. Deci sinus de 3 pi pe 2 plus X minus sinus de 3 pi pe 2 minus X. Și vom vedea că această diferență conduce la numărul 0. Desigur, putem aborda acest exercițiu prin mai multe metode. Două le considerăm la îndemâna elevului. O primă metodă, iată, metoda 1. Vom utiliza formulele cunoscute sinus de alfa plus beta, respectiv sinus de alfa minus beta. Le scriem sinus de alfa plus beta este egal cu sinus de alfa cosinus de beta plus sinus de beta cosinus de alfa. De asemenea și sinus de alfa minus beta, pe care încercăm să-l sugerăm prin această notație, de sinus de alfa plus beta plus minus beta va fi egal cu sin de alfa cos de beta plus minus sin de beta cos de alfa. În felul acesta am scris practic două formule. Ne întoarcem la diferența noastră, la exercițiul nostru. Deci vom scrie aici asterix, expresia dată în exercițiu. Deci asterix devine, pe baza acestor formule, sinus de 3 pi pe 2 cosinus de x plus sinus de x cosinus de 3 pi pe 2 și minus. Avem acum sin de alfa minus beta. Deci sinus de 3 pi pe 2 cosinus de x, în formulă avem minus sin de x cosinus de 3 pi pe 2, cu minus în față devine plus sin de x cosinus de 3 pi pe 2. Observăm că doi termeni în această dezvoltare se reduc, respectiv sin de 3 pi pe 2 cos de x și minus, deci minus sinus de 3 pi pe 2 cos de x, iată, se reduc. Și este egal în continuare cu, ceilalți termeni sunt asemenea, 2 sinus de x cosinus de 3 pi pe 2. În continuare, exercițiul urmărește cunoștințe elementare despre cercul trigonometric, de aceea îl readucem în prim plan, cercul trigonometric, iată, unde vizualizăm și valorile funcției cosinus
în cadranele 1 și 4, acolo unde este pozitiv, de exemplu, iată valorile sugerate prin lungimile acestor segmente. Mai punem în evidență aici 0 grade sau 0 radiani, pi pe 2, pi, 3 pi pe 2. Și bineînțeles, unghiul total 2 pi. În continuare, cosinus de 3 pi pe 2 poate fi, iată, vizualizat. Unghiul 3 pi pe 2 este acesta. Acolo unde, așa cum sunt sugerate valorile funcției cosinus, cosinusul este 0. Deci cosinus de 3 pi pe 2, așa cum am ilustrat și pe cercul trigonometric, este egal cu 0. Urmează că avem 2 ori sinus de x ori 0, ceea ce înseamnă că, independent de x, valoarea acestui produs este 0 și în felul acesta ajungem să demonstrăm egalitatea. Deci am prezentat o primă metodă în care am folosit formula cunoscută sinus de alfa plus minus beta și acum vom trece la o altă metodă, metoda, să zicem, metoda a doua, unde vom utiliza o altă formulă ce se referă la diferența de sinus, respectiv la următoarea formulă, transformarea sumelor în produs. Sinus de P minus sinus de Q este egal cu, transformăm în produs, 2 sinus de P minus Q supra 2 cosinus de P plus Q supra 2. Aplicăm această formulă diferenței de mai sus, asterix, acolo unde 3 pi pe 2 plus x este p, iar 3 pi pe 2 minus x este q. În felul acesta, asterix devine egal cu 2 sinus de, începem cu linie de fracție, p minus q, adică 3 pi pe 2 plus x minus 3 pi pe 2 minus x, atenție la semn, 3 pi pe 2 minus x, cu minus în față, deci plus x, totul supra 2, cosinus de p plus q, începem și aici cu linie de fracție, p este 3 pi pe 2 plus x plus q, adică 3 pi pe 2 minus x. 3 pi pe 2 minus x supra 2. Continuăm, este egal cu 2 sinus. Efectuăm calculele, deci se reduc 3 pi pe 2 cu minus 3 pi pe 2, urmează că rămâne 2x supra 2, adică 2 sinus de x, cosinus de, aici reducem x cu minus x și avem 3 pi pe 2 plus 3 pi pe 2 înseamnă 6 pi pe 2, adică 3 pi, nu, 6 pi pe 2, deci 3 pi, totul supra 2. Egal mai departe cu 2 sinus de x, ori, din nou 3 pi pe 2, cosinus de 3 pi pe 2 este 0, am ilustrat mai sus, deci ori 0 este egal cu 0. Sub o formă sau alta, ajungem la același rezultat. Subiectul 2 roman 1. Subiect de clasa 11 algebră. Se consideră matricea A de X, o matrice pătratică de ordinul 3, 1X, X pătrat plus X, 0, 1, 2X, 0, 0, 1, unde X este un număr real, relativ la care avem următoarele cerințe. Punctul A, arătați că determinant de A de 1 este 1, apoi la punctul B să demonstrăm o proprietate, A de X ori A de Y este egal cu A de X plus Y, pentru orice numere reale X și Y. Și
Și în sfârșit, la punctul C, să determinăm numărul real A diferit de minus 1, știind că avem următoarea egalitate. Să începem cu punctul A. Deci punctul A, unde avem o chestiune de calcul simplă, determinant de A de 1 este egal cu 1. Mai întâi să vedem cine este A de 1. A de 1 este egal cu, dăm matricea, înlocuim pe x cu 1, deci vom avea 1, 1, x pătrat plus x, deci 1 plus 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2 și 0, 0, 1, 0, 0, 1. Dacă aceasta este matricea, rezultă de aici că determinant de A de 1 este egal cu determinantul de ordinul 3, pe care îl scriem cu notația corespunzătoare. Deci 1, 1, 2, 0, 1, 2 și 0, 0, 1. Desigur, acest determinant îl putem rezolva în trei metode, fie cu regula triunghiului, cu regula lui Sarrus, dar putem să calculăm determinantul și pe baza proprietăților determinanților, profitând de faptul că pe coloana 1, 1, 0, 0 avem 2 de 0, preferăm, cum spuneam, să dezvoltăm după linia 1. Iată, în funcție de elementul 1, tăiem linia și coloana pe care se află 1 și obținem în felul acesta, egal mai departe, cu 1 ori determinant de ordinul 2, desigur, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 1. Este egal mai departe cu 1 minus 0 ori 2 minus 0 egal cu 1. Deci, iată, am demonstrat că determinant de A de 1 este egal, într-adevăr, cu 1. Trecem acum la punctul B. Punctul B. Pentru a demonstra proprietatea de la punctul B, propunem să pornim din membrul stâng, de la A de X ori A de Y, să efectuăm acest produs. Deci A de X înmulțit cu matricea A de Y, unde X și Y, desigur, sunt numere reale date. A de X ori A de Y va fi egal cu matricea A de X, este tocmai cea prezentată în enunț, este 1 X, X pătrat plus X, 0, 1, 2x și 0, 0, 1. Înmulțit cu matricea A de Y, care se scrie în virtutea aceleași definiții, în locul X avem Y, desigur, 1, Y, Y pătrat plus Y, 0, 1, 2Y, și 0, 0, 1. Va fi egal cu, pregătim matricea produs, vom înmulți prima linie, operăm prima linie cu prima coloană, vom avea 1 ori 1, 1, plus 0, plus 0, deci rezultatul este 1. Primul element este 1. Urmează prima linie operată cu a doua coloană. Vom avea Y plus X plus 0. Deci X, Y plus X. Deci Y plus X. Urmează prima linie operată cu a treia coloană. Vom avea Y pătrat plus Y plus 2XY plus x pătrat plus x. Deci, y pătrat plus y plus 2xy
plus x pătrat plus x. Trecem la a doua linie, operată cu prima coloană. Este 0 plus 0 plus 0, deci rezultatul este 0. 0, prim element de pe a doua linie. 0. A doua linie cu a doua coloană. Vom avea 0 plus 1 plus 0, deci rezultatul este 1. 1. Apoi a doua linie cu a treia coloană. Vom avea 0 plus 2y plus 2x. Deci 2y plus 2x. 2y plus 2x. Am trecut acum la a treia linie cu prima coloană. Avem 0 plus 0 plus 0. Deci rezultatul este 0. Deci avem 0. A treia linie cu a doua coloană. Avem 0 plus 0 plus 0. Deci din nou avem 0. Și ultimul element, a treia linie cu a treia coloană, vom avea 0 plus 0 plus 1. Deci rezultatul este 1. În continuare vom pune în evidență faptul că această matrice produs conține peste tot necunoscutele sau variabilele x și y în formația x plus y. Într-adevăr, matricea aceasta este egală cu 1, în loc de y plus x putem scrie x plus y. De asemenea, următorul element de pe prima linie, urmărind pe y pătrat, 2xy și x pătrat, acestea se constituie în binomul sumă la pătrat, deci vom avea x plus y, totul la pătrat, și ceea ce a rămas este y plus x, adică plus x plus y. Apoi a doua linie este 0, 1 și 2y plus 2x, unde putem da factor comun pe 2 pe lângă y plus x, sau 2 pe lângă x plus y. Deci din nou x plus y. Și în sfârșit ultima linie, 0, 0, 1, independentă de x și y. Se observă că am intrat în definiția funcțiilor de forma a de x, în care necunoscuta este x plus y. Deci ceea ce am obținut nu este altceva decât matricea A, ce depinde de x plus y. Și în felul acesta, iată, am demonstrat și proprietatea. Pentru rezolvarea cerinței de la punctul C, iată, am debarasat tableta și atragem atenția că avem nevoie neapărat de proprietatea demonstrată la punctul B, pe care ne-o rescriem, adică a de x ori a de y este egal cu a de x plus y. De asemenea, proprietatea aceasta se poate generaliza, și anume a de x1 înmulțit cu a de x2 înmulțit cu, și așa mai departe, înmulțit cu a de xn va fi egală cu a de x1 plus x2 plus, și așa mai departe, plus xn. Cerința se referă la a determina un număr real a diferit de minus 1, astfel încât egalitatea să fie adevărată. Ne vom referi mai întâi la primul membru al acestei egalități. Vom rescrie, deci, a de 1 supra 1 ori 2 înmulțit cu a de 1 supra 1 ori 3 înmulțit cu, și așa mai departe, ori a de, aici scrie 1 supra 2016 ori 2017. Autorul folosește numerele acestea, 2016, de exemplu, pentru a pune în evidență probabil anul de grație
în care s-a dat acest examen. Noi vom prefera să scriem mai întâi 1 supra, în loc de 2016, un N oarecare, pe lângă numărul următor, N plus 1. Ulterior vom înlocui pe N cu 2016. Conform proprietății mai sus expuse și, în primul rând, conform generalizării pe care am scris-o noi, acest produs de matrici conduce la A de 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 1 ori 3 plus și așa mai departe plus 1 supra N pe lângă N plus 1. 1 supra 1 ori 2 este x1, 1 supra 1 ori 3 este x2 și așa mai departe. Surprindem în paranteză o sumă de N fracții, pe care preferăm să o scriem cu ajutorul operatorului sigma. Și anume, vom scrie sumă pentru k egal cu 1 până la N din 1 supra k pe lângă k plus 1. Această sumă se mai poate scrie mai departe. Sumă k egal cu 1 până la N, fără prea mult efort, 1 supra k pe lângă k plus 1 se poate scrie ca o diferență de două, sau o sumă algebrică de două fracții, și anume este vorba de 1 supra k minus 1 supra k plus 1. Acest rezultat se poate obține fie folosind metoda coeficienților nedeterminați sau pur și simplu prin verificare, aducând la numitor comun, obținem fracția inițială. Deci avem suma de la k egal cu 1 până la n din 1 supra k minus 1 supra k plus 1. Sub această formă acum vom detalia această sumă, deci vom scrie egal mai departe, dându-i k valori de la 1 la n. Deci suma va fi egală cu, și vom scrie într-o anumită formă cât mai convenabilă pentru noi, 1 supra 1 minus 1 supra 1 plus 1, adică 1 supra 2, plus următoarea diferență pentru k egal cu 2 este 1 supra 2 minus 1 supra 2 plus 1, adică supra 3, plus 1 supra 3 minus 1 supra 4, plus și așa mai departe. Urmează penultimul să-l scriem, 1 supra n minus 1 minus 1 supra n plus 1 supra n, ultima diferență, minus 1 supra n plus 1. Scris sub forma acestei coloane, cele n diferențe, se pot observa ușor reducerile respective, adică minus 1 pe 2 cu 1 pe 2, minus 1 pe 3 cu 1 pe 3, minus 1 pe 4 cu următorul, trecând la ultimele diferențe, 1 supra n minus 1 cu precedentul, 1 pe n cu minus 1 pe n, astfel încât rămân doar 1 pe 1, deci 1, și respectiv ultimul termen, minus 1 supra n plus 1. Este egal, deci, cu 1 minus 1 supra n plus 1. Aducând la numitor comun, obținem n plus 1 minus 1 supra n plus 1, ceea ce conduce la n supra n plus 1. Așadar, revenind la suma noastră, avem că suma pentru k egal cu 1 până la n din 1 supra k pe lângă k plus 1 este egală, de fapt, cu n supra n plus 1. Iar matricea de mai sus să fie egală cu A de suma astfel calculată, adică n supra n plus 1. Astfel, iată în spațiul care ne-a mai rămas, vom scrie că pentru n egal cu 2016,
rezultă egalitatea de la punctul C, se rescrie în forma următoare. AD n supra n plus 1, adică AD 2016 supra 2016 plus 1, căci acesta este rezultatul primului membru, deci AD 2016 supra 2016 plus 1 este egal cu, așa cum scrie în egalitate, A de A supra A plus 1. Noi trebuie să aflăm pe A astfel încât această egalitate să fie adevărată. Ori de aici rezultă foarte ușor faptul că A este egal cu 2016, adică anul de grație în care s-a dat acest bacalaureat. Răspunsul final, A real cu A diferit de minus 1, este A egal cu 2016. Subiectul 2 roman 2, subiect de algebră clasa 12. Se consideră polinomul f egal cu x la 4 plus mx pătrat plus 2, unde m este un număr real. Și avem următoarele cerințe. Punctul A, determinați numărul real m știind că f de 1 este 0. La punctul B trebuie să demonstrăm o egalitate ce vizează rădăcinile polinomului f și că această egalitate este adevărată oricare ar fi m număr real dat. Punctul C, pentru m egal cu 3, se cere să descompunem în R de X polinomul f. Să începem cu punctul A. Rescriem polinomul. F este egal cu x la 4 plus mx pătrat plus 2. Se cere să arătăm că f de 1 este egal cu 0. Calculăm f de 1. F de 1 este egal cu 1. Înlocuim pe x cu 1. 1 la 4 plus m ori 1 la 2 plus 2. Egal mai departe cu 1 plus m plus 2 egal cu m plus 3. De aici rezultă faptul că f de 1 egal cu 0 este echivalent cu m plus 3 egal cu 0. Ecuație de grad 1 simplă, de unde rezultă, desigur, m este egal cu minus 3 și în felul acesta am rezolvat prima cerință. La punctul B se cere să demonstrăm această egalitate, să arătăm că este adevărată independent de numărul real m. Deci, punctul B. Rescriem polinomul f. F este egal cu x la 4 plus mx pătrat plus 2, având în vedere că exercițiul face referire la rădăcinile polinomului și la o relație între ele, este bine ca în astfel de cazuri să scriem mai întâi relațiile lui Viet. Pentru aceasta vom scrie și polinomul sub o altă formă pentru a fi vizibil coeficienții polinomului, și anume avem x la 4 plus 0x la 3 plus mx pătrat. Din nou lipsește gradul 1, deci plus 0x plus 2. Apoi relațiile lui Viet. Mai întâi suma celor patru rădăcini. X1 plus X2 plus X3 plus X4 este egal cu minus B pe A, adică minus 0 pe 1, deci este 0. Apoi suma de produse parțiale câte două, x1, x2 plus x1, x3 plus x1, x4 plus x2, x3 plus x2, x4 și plus x3,
x4 egal cu, deci am avut înainte minus BPA, acum avem plus CPA, deci plus M supra 1, deci este egal cu M. Apoi produsele de câte 3 factori, x1, x2, x3 plus x1, x2, x4 plus x1, x3, x4 și plus x1, x2, x3, x4 este egal cu minus C, DPA, respectiv 0 din nou, și în sfârșit x1, x2, x3, x4, produsul total este egal cu plus 2 supra 1, deci este egal cu 2. Și acum, pentru demonstrarea egalității, vom opta pentru următoarea abordare. Vom folosi o proprietate cunoscută, anume că suma pătratelor x1 la pătrat plus x2 la pătrat plus x3 la pătrat plus x4 la pătrat este egală cu x1 plus x2 plus x3 plus x4 totul la pătrat minus minus de două ori pe lângă x1, x2 plus x1, x3 plus x1, x4 plus x2, x3 plus x2, x4 plus x3, x4. Ceea ce este echivalent în continuare această egalitate cu x1 la pătrat plus x2 la pătrat plus x3 la pătrat plus x4 la pătrat, trecem pe minus 2 pe lângă paranteza respectivă în membru stâng cu semn schimbat. Deci plus 2 pe lângă x1, x2 plus x1, x3 plus x1, x4 plus x2, x3 plus x2, x4 plus x3, x4 egal cu x1 plus x2 plus x3 plus x4 totul la pătrat, unde suma rădăcinilor este egală cu 0 conform relației lui Viet. Deci este egal cu 0. Aceasta este de fapt chiar egalitatea cerută, care este valabilă oricare ar fi M aparținând lui R. Răspundem în felul acesta cerinței de la punctul B. Trecem acum la ultimul punct al problemei noastre, al acestui subiect, la punctul C, unde ni se cere descompunerea polinomului F în factor ireductibil în condițiile în care M este egal cu 3. Deci, iată, pentru M egal cu 3, rezultă polinomul F, devine x la 4 plus 3x pătrat plus 2. Pentru descompunerea în factor ireductibil peste R de X a polinomului X la 4 plus 3X pătrat plus 2, vom alege o metodă de rezolvare ce este de fapt la îndemână, de altfel la îndemâna unui elev de gimnaziu. Prin artificii de calcul ar fi cea mai ușoară metodă în acest caz. Este egal în continuare cu X la 4 plus X pătrat plus 2x pătrat plus 2. Bineînțeles, în loc de 3x pătrat am scris
x pătrat plus 2x pătrat, artificiu de calcul care este util pentru a regrupa termenii din această sumă. Din primii doi vom da factor comun pe x pătrat. Pe lângă x pătrat plus 1 și din ultimii doi pe 2, deci plus 2 pe lângă x pătrat plus 1. Insistăm, desigur, cu darea în factor comun. Este egal mai departe x pătrat plus 1, dăm factor comun, pe lângă x pătrat plus 2. Acum, având în vedere că pentru fiecare expresie de gradul 2, x pătrat plus 1, respectiv x pătrat plus 2, din această descompunere, avem că ecuațiile atașate au delta negativ, înseamnă că atât x pătrat plus 1 cât și x pătrat plus 2, din acest motiv, cum spuneam, delta este negativ, delta este negativ, descompunerea este astfel ireductibilă în R de x, întrucât aici avem coeficienți, numere reale, atât la x pătrat plus 1 cât și la x pătrat plus 2. Așadar, descompunerea este ireductibilă peste R de X și am răspuns în felul acesta și cerinței de la punctul C. Subiectul 3 roman, exercițiul 1. Acest exercițiu, vizând analiza matematică, se referă la materia predată în clasa 11-a. Iată, se consideră funcția F definită pe R cu valori în R, F de X egal cu X supraradical din X pătrat plus 1 și se cere la punctul A. Arătați că derivata are expresia 1 supra x pătrat plus 1 pe lângă radical din x pătrat plus 1 pentru x real. Punctul B, să determinăm ecuația tangente la grafic în punctul de abscisă x egal cu 0, desigur situat pe graficul funcției f. Și la punctul C să demonstrăm că pentru orice număr real a, aparținându-i minus 1, 1, ecuația f de x egal cu a are soluție unică. Începem cu primul punct, care este un exercițiu de calcul, respectiv avem de calculat derivata funcției, f derivat de x este egal cu expresia funcției x supra radical din x pătrat plus 1, totul derivat. Este egal cu. Avem de-a face cu derivata câtului, de aceea începem cu linie de fracție, x derivat ori radical din x pătrat plus 1 nederivat, deci x derivat ori radical din x pătrat plus 1 nederivat minus x nederivat ori radical din x pătrat plus 1 derivat. Totul supra radical din x pătrat plus 1 la pătrat. Continuăm, este egal cu, din nou începem cu linia de fracție, x derivat este 1, deci avem radical din x pătrat plus 1 minus x ori, aici avem de-a face cu derivarea unei funcții compuse, ceea ce înseamnă că trebuie să apelăm la formula radical din u, unde u este o funcție de x, totul derivat este egal cu 1 supra 2 radical din u ori u derivat. Așadar avem radical din x pătrat plus 1 derivat, unde x pătrat plus 1 are rolul lui u, a unei funcții de x, va fi egal cu 1 supra, conform formulei afișate în dreapta, 2 radical din u, adică radical din x pătrat plus 1, ori x pătrat plus 1 derivat, u derivat. Deci x pătrat plus 1 derivat, care este 2x. Totul supra, radical din x pătrat plus 1, totul la pătrat, se anulează radical, obținem x pătrat plus 1. Este egal în continuare. Din nou începem cu linia de fracție. Numitorul este x pătrat plus 1. La numărător, la a doua, la al doilea termen al diferenței vom
efectua o simplificare, 2 cu 2, și obținem radical din x pătrat plus 1, scriem toate etapele în acest calcul, minus, avem x ori x, x pătrat, supra, radical din x pătrat plus 1. La numărătorul acestei fracții efectuăm diferența, trebuie să aducem la numitor comun. Primul termen îl amplificăm cu radical din x pătrat plus 1, deci vom obține egal în continuare. Începem cu linia de fracție principală. La numărător vom avea de asemenea o linie de fracție, respectiv radical din x pătrat plus 1 înmulțit cu radical din x pătrat plus 1 conduce la x pătrat plus 1, deci la numărător vom avea x pătrat plus 1 minus x pătrat, totul supra radical din x pătrat plus 1. Și numitorul, bineînțeles, x pătrat plus 1. Avem o fracție supraetajată, mai efectuăm și reducerea termenelor asemenea și obținem în final, sau aproape de final, 1 supra radical din x pătrat plus 1, spuneam că vom scrie toate etapele, este numărătorul acestei fracții, înmulțit cu a doua răsturnată, 1 supra x pătrat plus 1. Este egal, în sfârșit, cu 1 supra, vom scrie în ordinea potrivită, x pătrat plus 1 mai întâi, pe lângă radical din x pătrat plus 1. Adică tocmai rezultatul scontat. Vom trece acum la punctul B, unde avem de determinat ecuația tangentei la grafic într-un punct, și anume în punctul de abscisă x egal cu 0, situat, desigur, pe graficul funcției f. Aducem aminte mai întâi că dacă avem un punct T ce aparține graficului funcției f, în general, adică T este un punct de coordonate x0 și f de x0, întrucât este un punct al graficului, față de această situație, în caz de derivabilitate, bineînțeles, în punctul x0, ecuația tangentei la grafic este dată de, conform rezultatelor teoretice obținute la clasă, t de ecuație y minus f de x0 este egal cu derivata în punctul x0, este de fapt panta acestei tangente, pe lângă x minus x0. Aceasta este, deci, formula în care trebuie să ne încadrăm, să o adaptăm la situația noastră concretă, și anume, mai întâi vom stabili faptul că dacă x este egal cu 0, avem de determinat ecuația tangentei în punctul de abscisă 0, deci pentru x egal cu 0, mai întâi valoarea funcției o vom calcula, f de 0, este egal cu, avem nevoie de f de x0, iată din formulă, conform legii x supra radical din x pătrat plus 1 este egal cu 0 supra radical din 0 la pătrat, adică 0 plus 1 egal cu 0 supra 1, efectuăm și aici toate calculurile și toți pașii îi prezentăm, adică este egal cu 0. Deci punctul x0 f de x0 este de fapt punctul 0, 0. Deci rezultă punctul în care noi trebuie să determinăm ecuația tangentei la grafic este punctul O de coordonate 0, 0. De asemenea, dacă x este egal cu 0, rezultă că derivata în punctul 0, avem nevoie, conform formulei, f derivat în punctul 0, de data aceasta ne uităm la expresia derivatei, pe care, cu ocazia de la punctul A, am verificat-o, este egal cu 1 supra 0 plus 1 radical din 0 la pătrat, deci 0 plus 1 este egal cu 1 supra 1 egal cu 1.
Iată, în felul acesta avem și panta, care este derivata în punctul 0. Deci f derivat în punctul 0 este egal cu 1. Suntem astfel în măsură, iată, să aplicăm această formulă pentru datele noastre concrete, o decurante 0, 0 și panta f derivat în punctul 0 egal cu 1, respectiv ecuația tangentei, pentru cazul nostru, este y minus f de 0, adică minus 0, este egal cu f derivat în punctul x0, adică f derivat în punctul 0, deci 1, pe lângă x minus 0. Aceasta este echivalent mai departe cu y egal cu x. Y egal cu x, adică tocmai prima bisectoare, este ecuația tangentei cerută. Și acum, pentru abordarea punctului C, am debarasat tabla. Iată, la punctul C se cere să demonstrăm că ecuația f de x egal cu a are soluție unică, oricare ar fi constanta a din intervalul minus 1. Pentru demonstrarea acestui fapt, este absolută nevoie de proprietăți importante ale funcției, cum ar fi monotonia și mărginirea funcției. Mai întâi ne vom ocupa de monotonia funcției, pornind de la derivată, după proprietatea cunoscută. Scriem încă o dată derivata, f derivat de x, egal cu expresia pe care am verificat-o la punctul A, 1 supra x pătrat plus 1, ori radical din x pătrat plus 1. Ori expresia derivatei pune în evidență o cantitate pozitivă, întrucât numărătorul este 1, pozitiv, iar la numitor avem un produs de doi factori pozitivi. Primul factor este x pătrat plus 1, care este o sumă de pătrate, deci iată, este o cantitate pozitivă, și de asemenea și rădăcina pătrată, radicalul de ordinul 2 din x pătrat plus 1, desigur, este de asemenea o cantitate, iată, pozitivă. Fapt pentru care putem, cred, ușor aprecia faptul că f derivat de x este mai mare decât 0, oricare ar fi x aparținând domeniului de definiție, aparținând lui R. Acest rezultat este deosebit de important pentru că, în conformitate cu consecința lui Lagrange, o primă observație o putem face f derivat de x fiind pozitiv, oricare ar fi x aparținând lui R, așa cum am arătat, rezultă de aici monotonia funcției, respectiv funcția f este crescătoare pe tot domeniul ei de definiție. Un prim rezultat deosebit de important, o să vedem, decisiv în rezolvarea cerinței de la punctul C. Această afirmație o vom nota cu 1 și vom reveni la ea, bineînțeles. Deci relația 1, și acum ne vom ocupa de mărginirea funcției, de asemenea importantă și de fapt indispensabilă pentru a da răspuns la unicitatea soluției ecuației f de x egal cu a. În studiul mărginirii funcției vom studia comportamentul funcției la minus infinit și la plus infinit. Deci, iată, vom calcula mai întâi limită când x tinde către minus infinit din f de x, adică din x supra radical din x pătrat plus 1, este egal cu, avem desigur cazul de excepție infinit pe infinit, este egal mai departe cu limită când x tinde către minus infinit din x supra, la numitor sub radical vom da factor comun pe x pătrat, factor comun forțat, pe lângă 1 plus 1 supra x pătrat, va fi egal mai departe limită
când x tinde la minus infinit, din x supra, atragem atenția, radical din x pătrat este egal cu modul de x, ori x tinzând la minus infinit se identifică în felul acesta și explicitarea modulului, deci modul de x va fi egal cu minus x, deci minus x, radical din 1 plus 1 supra x pătrat. Vom efectua acum simplificarea care va elimina cazul de excepție. Vom avea, deci, limită când x tinde la minus infinit din 1 supra minus radical din 1 plus 1 supra x pătrat. Egal în continuare, aplicăm din nou limita și vom avea 1 supra minus radical din 1 plus 0. Este egal cu minus 1 supra 1, este egal cu minus 1. De asemenea, vom calcula și chestiunea duală, respectiv limită când x tinde la plus infinit, din x supra radical din x pătrat plus 1, deci din f de x, este egal mai departe cu limită când x tinde la plus infinit. Și aici avem caz de excepție, desigur, infinit pe infinit și procedeul este analog. Respectiv avem x supra, sărim aici o etapă, scoatem în față pe x pătrat după ce în prealabil am dat factor comun sub radical. De data aceasta modul din x, adică expresia lui radical din x pătrat, modul de x se explicitează ca x, pentru că x tinde la infinit. Deci vom avea x radical din 1 plus 1 supra x pătrat este egal cu, simplificăm desigur cu x, și avem limită când x tinde către infinit din 1 supra radical din 1 plus 1 supra x pătrat egal cu 1 supra radical din 1 plus 0, am aplicat limita, și este egal cu 1 supra 1 egal cu 1. Rezultatele obținute sunt remarcabile, le trecem mai sus. Așadar, am studiat limită când x tinde la minus infinit din f de x și am obținut minus 1, ceea ce implică faptul că y egal cu minus 1 este o asimptotă orizontală. De asemenea, limită când x tinde la plus infinit din f de x egal cu 1 conduce la faptul că y egal cu 1 este cealaltă asimptotă orizontală atunci când x tinde la plus infinit, deci din nou avem o asimptotă orizontală. Putem nota, pentru a ne organiza mai bine cu redactarea, ultimele două afirmații privind asimptotele cu relațiile 2 și respectiv 3. Apoi, din 1 și 2, putem trage concluzia că dacă limita când x tinde la minus infinit este minus 1 și funcția este mereu crescătoare, înseamnă că minus 1, deci de aici rezultă, putem face această apreciere, minus 1 reprezintă infimumul acestei funcții. Deci infimum de f de x este egal cu minus 1. De asemenea, din 1 și 3, respectiv atunci când x tinde la infinit, funcția tinde către 1 și cum f este mereu crescător, urmează că nu crește mai mult decât valoarea 1, nici 1 nu este atinsă de funcție, respectiv 1 reprezintă supremumul acestei funcții. Deci supremum
de f de x este egal cu 1 și deci funcția f, desigur, este o funcție, de aici rezultă că este o funcție marginită. Deci rezultă f este marginită. Mai putem spune că imaginea de f, de fapt, este intervalul deschis, deci rezultă în continuare, imaginea de f este egal tocmai intervalul deschis minus 1, 1, invocat de altfel și în textul cerinței de la punctul C. Pe baza faptului că f este strict crescătoare pe tot domeniul de definiție și că marginile funcției sunt minus 1 și 1, respectiv imaginea de f egal cu minus 1, 1, se poate deja trage concluzia, anume că f de x egal cu a, această ecuație, are soluție unică, unde a este unul dintre elementele din imaginea de f. Totuși, vom debarasa tableta pentru a face loc și unui tablou de valori, pentru ca răspunsul să fie cât mai elocvent. Iată tabloul de valori, unde avem x de la minus infinit la plus infinit, căci acesta este domeniul de definiție. Avem apoi f derivat de x pe prima linie și f de x. Derivata, așa cum am dedus anterior, este peste tot pozitivă. Iată, este plus peste tot. De asemenea, dacă x tinde la minus infinit, funcția, comportarea funcției la minus infinit, am calculat-o, am pus-o în evidență, este minus 1, deci minus 1, iar calculul limitei la plus infinit a funcției a condus la 1. Derivata fiind mereu pozitivă, urmează că funcția este strict crescătoare pe tot domeniul de definiție. Putem să vizualizăm aceste date, iată, și în sistemul de axe, unde important este pe axa OY să punem în evidență punctele minus 1, iată acest punct, și respectiv 1 pe axa OY. Intervalul minus 1, 1 deschis este intervalul din care face parte constanta A și este, de fapt, imagine de F. Vom pune în evidență cu această ocazie cele două asimptote foarte importante, care de asemenea determină și imaginea de f. Deci vom avea y egal cu minus 1 la ramura spre minus infinit și y egal cu 1 asimptota orizontală la plus infinit. Funcția va fi strict crescătoare și va conține și punctul O de coordonate 0, 0. Așa, f de 0 este egal cu 0, am văzut asta și la ecuația tangentei în punctul 0, 0. Putem să trasăm în continuare și graficul funcției. Iată, graficul urcă de la valoarea minus 1, asimptotic față de y egal cu minus 1, urcă până la valoarea 0, după care schimbă desigur concavitatea și devine asimptotică față de y egal cu 1, păstrându-și desigur monotonia, fiind tot timpul strict crescătoare. Astfel, graficul ilustrează, deosebit de clar, cred eu, faptul că oricare ar fi un punct între minus 1 și 1, deci un punct A aparținând lui minus 1, 1, o valoare pe axa Y, deci ce face parte din minus 1, 1, întotdeauna o dreaptă paralelă ce va trece prin A va intersecta graficul într-un singur punct, iată, l-am pus în evidență, care, de asemenea, implică și existența unică a unui punct pe axa OX, a unei valori a lui X, pentru care f de X să fie egal cu A. Deci, încă o dată, dacă acesta este un punct A, între minus 1 și 1, atunci există în mod unic un punct x0, astfel încât f de x0 să fie egal cu a. În felul acesta, ecuația f de x egal cu a are, într-adevăr, o soluție unică, ilustrată de altfel
și grafic după, așa zisa metodă grafică. Rezultă deci, putem scrie, există unic 0 aparținând lui R, astfel încât f de x să fie egal cu a, cum spuneam, oricare ar fi a aparținând lui minus 1, 1. În finalul acestui exercițiu aș vrea să fac următoarea apreciere. Din câte am văzut eu, baremul la acest subiect este suficient să dăm răspunsul la întrebarea de la punctul C, doar invocând proprietățile pe care le-am demonstrat, 1, 2 și 3, respectiv monotonia și mărginirea funcției. Erau suficiente pentru a pune în evidență faptul că f de x egal cu a are soluție unică, oricare ar fi a aparținând lui minus 1, 1. După părerea mea însă, prezentarea grafică reprezintă una dintre preocupările care ar trebui să fie cerute elevilor, întrucât o astfel de demonstrație devine mai frumoasă, mai explicită, mai întreagă și, bineînțeles, pune în evidență și frumusețea analizei matematice la nivel de liceu. Subiectul 3.2, subiect ce se referă la materia de analiză matematică predată în clasa 12. Se consideră funcția f definită pe r cu valori în r, dată de legea f de x egal cu e la x pe lângă x minus 1. Avem următoarele cerințe. Punctul A, arătați că integrală de la 0 la 2 din f de x e la minus x de x este 0. Punctul B, demonstrați că suprafața plană delimitată de graficul funcției f, axa OX și dreptele de ecuații x egal cu 1 și x egal cu 2 are area egală cu E. Și în sfârșit, la punctul C, să demonstrăm că limită când E întinde la plus infinit din integrală de la minus N la 1 din f de x plus E la x de x este 0. Începem cu primul punct, punctul A. Avem de calculat o integrală definită, deci integrală de la 0 la 2 din f de x ori e la minus x de x. Trebuie să arătăm că această integrală conduce la numărul real 0. Este egal în continuare. Desigur, vom locui f de x cu expresia funcției, deci vom avea integrală de la 0 la 2 din f de x, adică e la x pe lângă x minus 1, ori e la minus x, adică 1 supra e la x, este același lucru. Este egal în continuare. Vom simplifica, desigur, cu e la x și avem o integrală simplă, integrală de la 0 la 2 din x minus 1 de x, ceea ce conduce la integrală din suma egal cu suma integralelor, dar putem să aflăm și primitiva lui x minus 1. Într-adevăr, vom avea x pătrat pe 2 minus x de la 0 la 2. Egal în continuare, aplicăm Leibniz-Newton, înlocuim prima dată cu 2, vom avea 2 la 2, deci 4 supra 2 minus 2, minus, înlocuim apoi cu 0. Vom avea, desigur, minus 0. 0 pe 2, minus 0. Este egal în continuare. 4 pe 2 este 2, minus 2, egal cu 0. Și, într-adevăr, am verificat faptul că egalitatea propusă la punctul A este adevărată. Trecem la punctul B, unde avem de calculat area unei suprafețe. Mai întâi scriem formula cunoscută, area gamma F, prin gamma F înțelegând suprafața cerută pe un interval AB, este egală cu integrală, în general, de la A la B, din modul de F de X de X. În cazul nostru, area cerută
este egală cu integrală, iată, de la 1 la 2, de la 1 la 2, din modul de f de x, adică modul din e la x pe lângă x minus 1 de x. Mai întâi vom face o observație importantă relativ la semnul funcției. Observăm că semnul funcției depinde de x minus 1, întrucât e la x fiind o exponențială este pozitivă întotdeauna. Deci f de x mai mare sau egal cu 0 este echivalent cu e la x pe lângă x minus 1 mai mare sau egal cu 0, ceea ce înseamnă echivalent cu, cum spuneam, e la x este întotdeauna pozitiv, este echivalent cu x minus 1 mai mare sau egal cu 0, inegalitate care conduce la x mai mare sau egal cu 1. Adică rezultă că x aparține lui 1 plus infinit. Ori având în vedere că x aparține intervalului 1-2, căci aria se calculează doar pe intervalul 1-2, aria fiind delimitată de dreptele de ecuații x egal cu 1 și x egal cu 2, urmează că avem modulul unui număr pozitiv, deci aria va fi egală cu integrală de la 1 la 2 din e la x, renunțăm la modul, modulul este, cum spuneam, pozitiv, pe lângă x minus 1 de x. Avem de-a face cu integrala definită a unei funcții, metoda de integrare prin părți a integralei definite va fi metoda pe care o aplicăm, desigur, este egal în continuare cu integrală de la 1 la 2 din e la x derivat pe lângă x minus 1. Preferăm să scriem în această formă pentru a ne încadra exact în integrarea prin părți. Avem o funcție derivată și una nederivată. Conform formulei respective, avem egal mai departe cu e la x pe lângă x minus 1, totul de la 1 la 2, minus integrală de la 1 la 2 din, schimbăm acum, e la x derivat, vom avea aici e la x, ori x minus 1 derivat, adică ori 1 de x. Egal în continuare, înlocuim cu 2 și pe urmă cu 1, deci vom avea e pătrat pe lângă 2 minus 1 minus, înlocuim cu 1, vom avea e la întâia pe lângă 1 minus 1 minus integrală de la 1 la 2 din e la x de x este e la x de la 1 la 2. Avem de-a face doar cu integrale elementare, după cum se vede. Egal cu, continuăm calculul, de aici obținem e pătrat minus 0 și minus e la x de la 1 la 2. Deschidem o paranteză pentru a nu greși. Înlocuim prima dată cu 2, e la a doua, minus, înlocuim cu 1, minus e. Este egal mai departe cu e pătrat minus e pătrat plus e este egal, desigur, cu, după reducerea corespunzătoare, este egal cu e. La cerința de la punctul B, tocmai asta se cere, să demonstrăm că suprafața plană cerută are ca arie numărul e. Într-adevăr, am obținut acest rezultat. Trecem în sfârșit la punctul C, unde trebuie să demonstrăm că o limită a unui șir este egală cu 0. Pentru aceasta vom calcula mai întâi integrala, deci șirul nostru în funcție de n este dat sub forma unei integrale, deci trebuie în prealabil să calculăm integrala. Deci la punctul C începem cu calculul integralei. Integrală de la minus n la 1 din f de x plus e la x de x. Este egal cu, înlocuim pe f de x cu expresia funcției,
integrală de la minus n la 1 din f de x, adică din e la x, pe lângă x minus 1 plus e la x de x este egal în continuare integrală de la minus n la 1. Avem e la x ori x, adică x e la x, și minus e la x plus e la x, care se reduc. Vom scrie mai rapid, deci egal cu integrală de la minus n la 1 din x e la x de x. Continuăm prin părți. Vom avea integrală de la minus n la 1 din x ori e la x derivat, și de data aceasta punem în evidență poziția inițială de unde aplicăm integrarea prin părți. În loc de e la x am scris e la x derivat. Va fi egal cu, aplicăm acum integrarea prin părți, este x e la x de la minus n la 1 minus integrală de la minus n la 1 din e la x de x. Calculăm mai departe. Mai întâi înlocuim cu 1, vom obține e la întâia minus minus n ori e la minus n, deci atenție la semn, vom avea plus n ori e la minus n minus, urmează integrală de la minus n la 1 din e la x de x, adică minus e la x de la minus n la 1. Este egal mai departe, e plus n ori e la minus n minus, deschidem o paranteză, e la întâia, deci e minus e la minus n. Este egal mai departe cu e plus n ori e la minus n minus e și plus e la minus n. Egal mai departe, desigur se reduce e cu minus e și obținem n ori e la minus n plus e la minus n, adică e la minus n pe lângă n plus 1. Este egal mai departe, putem scrie și sub forma n plus 1 supra e la puterea n. Rezultă atunci că limita noastră, deci rezultă că avem limită când n tinde la infinit din n plus 1 supra e la puterea n. Vom rezolva limita aceasta care ne plasează în cazul de excepție infinit pe infinit după cea mai simplă metodă, adică trecem la limite de funcții, pentru că această limită este egală cu limită când x tinde la infinit, unde x este un număr real, din x plus 1 supra e la x, conduc la același număr limită, cele două limite. Ori trecând la limite de funcții, suntem în situația să aplicăm, deci favorabilă lui L'Hôpital, deci este egal cu limită pe baza lui L'Hôpital, în cazul de excepție infinit pe infinit, este egal cu limită când x tinde către infinit din x plus 1 derivat, adică 1, supra e la x derivat, deci e la x. Înlocuim cu infinit, obținem 1 supra e la infinit, este egal mai departe cu 1 supra infinit egal cu 0 și am ajuns din nou la rezultatul scontat.